care să fie amorsată aici pe Malte Dunăre. O greșeală uriașă a axului defensiv și este marcatorul golului Alexandru Fotescu, care și-a și asumat cartonașul galben. A vrut să dedice unui copil acest gol și și-a dezbrăcat tricoul. Este un gol istoric pentru Alexandru Fotescu. 1-0 pentru Turisoltul Turnu Măgurele în minutul 33. Spășit, autorul golului se îmbracă pentru a primi în echipament regulamentar acest avertisment, însă cred că este mai important că Turisoltul Turnu Măgurele conduce Știința cu 1-0. Știința Craiova, o specialistă altădată a cupei, deținătoarea trofeului condusă la Turnu Măgurele. Revedem aici, Doncor pasează prea moale, Fotescu îl driblează acolo pe Laurențiu Popescu și evită tacklingul aceluiași Doncor, care a riscat chiar eliminarea. Putea să faulteze ganezul, n-ar fi avut altă soluție arbitrul decât să-l elimine, pentru că ar fi fost un fault intenționat în opinia mea acolo. Dar, în fine, este doar o ipoteză, a trecut Alexandru Fotescu, deschide scorul, este 1-0, Turisoltul Turnu Măgurele conduce pe Universitatea Craiova, dacă vă vine să credeți. Pentru o